La cei 52 de ani împliniți pe 29 ianuarie, Oana Pelea, actrița română de teatru și film, iar de mai puțin timp scriitoare, reprezintă idolul tinerilor actori. Oana, fiica domnicăi Mihaela și a reputatului Amza Pelea, agrează ideea conform căreia viața sa este înscrisă pe o traiectorie a comunicării, lucru care i-a permis să ajungă actriță și astfel, prin comunicare și experiență de artist, își permite să ofere rețeta succesului celor interesați. Succesul vine întotdeauna atunci când lucrurile sunt făcute din pasiune și din plăcere. Nu există succes sau excelență în afara pasiunii. Niciodată. Cu cele 50 de roluri importante în teatru și cu cele peste 20 jucate în film, ce poate juca în română, franceză, engleză și italiană, reprezintă actrița cu portofoliul de succes, cea căreia i s-au atribuit premii importante interne și internaționale, asta ca să numim doar cele două titluri de cea mai bună actriță de teatru din România, ori nominalizarea la premiile Oscar la 3 categorii pentru filmul Children of Men, realizat în întregime la Londra. Each man in his time plays many parts. At first, the infant, mewing and puking in the nurse's arms, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. Oana Pelea îi apare în 2009 cartea Jurnal 2003-2009, cartea cea mai bine vândută a editurii care a publicat-o, o lucrare ce a atras atenția a peste 15.000 de cumpărători numai în 3 luni, august-octombrie 2009. A scris pentru mine, a scris într-o perioadă foarte grea, când mama era bolnavă și... n-aș putea să spun că am scris ca eliberare. Nu cred. Dar era o confruntare a mea cu mine să mă țin trează și să mă țin vie. Era un fel de agățare a mea de mine să mă scutur de umeri. Agreata artistă, idolul actorilor tineri, care socoate că o societate ce nu-și respectă artiștii și care nu-i pune în valoare este o societate bolnavă, mai crede și iată ne comunică și nouă că adevărata valoare constă în lucrurile simple, iar că plecarea omului de pe pământul acesta se face doar cu ceea ce se câștigă în spirit.